Bună seara! Începe un nou raport săptămânal. Eu sunt Caterina Ledrer. Schimbările climatice pot fi combătute cu politici de mediu eficiente. Creșterea spațiului verde urban este o necesitate pentru marile orașe ale țării, printre care și Timișoara, care a rămas codașă în clasamentul orașelor verzi. Avem 16 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, în condițiile în care legislația europeană impune 26 de metri pătrați pentru fiecare locuitor. Planuri sunt, dar nu au fost încă puse în practică. Administrația nu are reușit nici măcar să întocmească un registru al spațiilor verzi, absolut necesar în gestionarea dezvoltării durabile. Primăria a fost și amendată pentru asta. Sunt și soluții, spun specialiștii de la Universitatea Politehnică Timișoara. Cât de important este spațiul verde urban, aflăm din reportajul următor, în care am făcut și un experiment. Haideți să vedem! Timișoara, oraș cu peste 300.000 de locuitori și peste 1.200 de străzi, are nevoie de vegetație urbană ca de aer. Mai ales că temperaturile cresc de la o vară la vară, dezvoltarea spațiilor verzi ar trebui să fie o prioritate pentru autorități, pentru că un singur copac poate face diferența. În parc, la umbră, printre copaci, temperatura de la nivelul solului este de 25,5 grade Celsius. La doar câțiva metri distanță, la soare, pe stradă, între benzile de circulație auto, termometrul nostru indică o temperatură de la nivelul asfaltului de 56,4 grade Celsius. Specialiștii în amenajări urbane spun că spațiile verzi din orașe sunt vitale pentru calitatea vieții din trei puncte de vedere. 1. Zonele verzi cu copaci și iarba și tot ce se întâmplă în spațiul acesta verde, pe care noi îl numim verde, se ocupă de fotosinteză. Adică fotosinteza este cea care ne oferă oxigenul, de care avem nevoie esențial în fiecare zi. Un al doilea lucru este că aceste zone verzi, și noi ne ascundem, reglează temperatura din oraș. Da? Un al treilea lucru este frumosul care ne-l pune pe retină. Timișoara are aproximativ 16 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, mult mai puțin față de normativele europene care impun 26 de metri pătrați pentru fiecare locuitor. Însă date exacte nu avem. Registrul spațiilor verzi nu este gata nici acum, motiv pentru care Primăria Timișoara a primit deja o amendă. Este puțin. OUG 195 privind protecția mediului prevede o suprafață minimă de 26 de metri pătrați per locuitor. Știm că ți-a amendat primăria pentru că nu există acest registru. Da, sigur. În luna septembrie 2021, Primăria Municipiului Timișoara a fost amendată cu 200.000 de lei pentru lipsa registrului spațiilor verzi. Acest aspect a ajuns și în atenția autorităților centrale. În primăvară, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au verificat situația spațiilor verzi din țară și au ajuns și în orașul de pe Bega. Din cele 184 de orașe și municipii verificate, 46 nu dețin registrul spațiilor verzi, printre acestea aflându-se București, Timișoara, Focșani, Mangalia, Slatina sau Comarnic. Aflăm de la comisarii naționali. Soluții există, spun specialiștii de la Universitatea Politehnică Timișoara. Primul pas pe care trebuie să îl facă autoritățile este să știe cu exactitate câți metri pătrați de spațiu verde există pe cap de locuitori și să le urmărească evoluția. Nu este suficient ca să avem pădurea verde, care este undeva acolo. Nouă ne trebuie spații verzi acolo unde sunt oamenii. Oamenii nu sunt în pădurea verde. Spațiile astea verzi, urbane, zonele verzi, zonele green areas, cum le spune englezul, ar trebui să fie acolo unde suntem noi în fiecare zi. Și o soluție ar fi să fie cel puțin atenți la cum le administrăm, cel puțin pe care le aveam. Pentru că dacă sunt administrate în mod eficient, aceste soluții s-ar putea să nu moară. Dacă nu avem grijă de ele, aceste soluții încet încet dispare. Autoritățile locale promit în continuare că în curând vom avea un registru al spațiilor verzi din Timișoara. E foarte important să avem și cadastrul spațiilor verzi, unde vom lansa licitația în timpul imediat următor și tocmai ca să avem o evidență nu doar statistică, ci să știm efectiv pe hartă la fiecare metru pătrat dacă și ce fel de spațiu verde este. Un proiect promis de administrația Timișoarei este transformarea căii Șagului într-o magistrală verde. Este vorba despre dezvoltare urbană durabilă prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale prietenoase cu mediul, având benzi dedicate transportului verde, cu piste de biciclete, rastele, spații verzi și stații de reîncărcare electrice rapide pentru mașini. Toate ar duce la fluidizarea circulației, atât la orele de vârf, cât și în afara acestora. Însă cel mai important, timișorenii ar trebui să respire aer mai curat.
Și continuăm să vorbim despre acest subiect cu Grațian Mihăilescu, este specialist în dezvoltare urbană. Îți mulțumesc mult că ești virtual alături de noi în platoul Teleuniversitatea. Spune-ne, ai experiență și din străinătate. Cum au reușit alte țări să își dezvolte mai mult spațiul acesta verde urban? Păi noi în România avem cam un delay de 20-30 de ani când vine vorba de dezvoltare și de inovare. Și atunci acest delay se simte și la felul cum arată orașele noastre. Am fost cu toții, cred că, în orașe gen Viena, Amsterdam, Budapesta, Praga. Am văzut cum arată spațiile publice acolo și pe ce se pune accentul. Cred că la noi abia acum începe să se conștientizeze acest lucru și sunt ferm convins că următorii 10 ani, prin investițiile pe care orașele le au pe baza fondurilor europene, lucrurile se vor transforma în bine și la noi. Ce soluție ai propune tu, de exemplu, pentru Timișoara, pentru că știi foarte bine orașul, ce ar putea face cât mai repede autoritățile de la noi? Păi sunt mai multe lucruri care se pot face, de la îngrijirea parcurilor până la regenerarea urbană a unor spații publice care se pot transforma în spații pentru comunitate, mai ales în cartiere, până la implicarea, și asta deja a început primăria să facă, implicarea cetățenilor în procesul de modelare al orașului. Există deja prin centrul de proiecte din Timișoara o grămadă de inițiative prin care există soluții, să zicem, pentru oraș. Cred că ar trebui să înțelegem că nu doar administrația conduce acest demers, ci este vorba și despre noi ca cetățeni și cred că este vorba și despre implicarea ONG-urilor sau asociațiilor de locatari sau altor organizații, de ce nu și companiile private, pentru că ar trebui să investească în oraș, deoarece oamenii care lucrează la acele companii sunt oameni care trăiesc în oraș și dacă fac orașul să arate mai bine și mai frumos, implicit ei ca și angajați a acelor companii se vor simți mai bine în oraș. Exact, urma să te întreb, ce putem face noi, fiecare dintre noi, fiecare timișorean, ce ar putea să facă, nu știu, de la a colecta selectiv deșeurile până la a planta un copac în fața casei? Întreb. Păi hai să începem cu universitatea, că suntem acolo. Da. De ce nu se poate face la universitate anumite lucruri și aspecte ce țin de dezvoltarea sustenabil a orașului? Adică se vorbea în trecut despre grădini urbane, se vorbea în trecut despre unele plante care să coboară și să mai reducă din amprenta de carbon pe timp de vară. Văd că nu s-a făcut nimica. Cred că ar trebui să se înceapă de undeva, nu? Și crezi că universitățile ar fi cele care trebuie să dea tonul? Nu neapărat, adică ține de fiecare dintre noi. Acum nu zic că ar trebui o universitate, dar dacă își dorește cineva să facă un proiect sustenabil pentru zona, spațiul public în care trăiește, sau nu trebuie să vină primăria. Universitatea ar putea liniștit să găsească doi parteneri din privat care să suporte costurile și să facă, nu știu, să pună mai multe plante, ca să nu fie atât de multă piatră în jurul Universității de Vest în luna august-iulie și să mor de cald acolo. Adică se pot face, trebuie să existe doar lideri de proiect și oameni care să implementeze aceste idei. Dar ele se pot face și nu țin doar de administrație. Asta încerc să subliniez. Știi că există și acel proiect cu educația ecologică din școli. Cum îl vezi? Păi, îți dai seama că cu cât mai bine, cu cât aceste demersuri se inserează la tineri din școală, cu atât ei vor deveni mai responsabili. E clar că educația și merg mână în mână cu viitorul și cu tot ce înseamnă proiecte sustenabile. Nu știu propriu zis ce înseamnă acel proiect, dar e clar că e un plus
de valoare, orice chestie care ține de educație și de copii, reprezintă viitorul. Legat de ce poate face administrația, probabil că știi, din câte îmi dau seama, ești în permanentă legătură cu administrația din Timișoara, s-a propus acel proiect pentru magistrala verde. E o soluție bună pentru că de mașini, din păcate, nu vom scăpa atât de repede pe cum ne-am dorit și de poluarea pe care acestea o generează într-un spațiu urban aglomerat. Păi nu, dar poți să faci, să dai anumite decizii de Consiliu Local, adică nu o să scapi de mașină, dar poți să faci urban share spaces, de exemplu, în care pietonul să fie pe aceeași calapod și pe aceeași linie cu biciclistul și cu mașina. Adică în Viena, în Amsterdam, există aceste urban share spaces unde mașina are o limitare de 30 la oră, din cele două benzi se reduce la o singură bandă și pe acea bandă circulă o mașină și din cele două benzi se fac pentru pietoni și pentru bicicliști. Adică genul acesta de proiecte ar putea fi făcute măcar ca și proiecte pilot de către administrație. E clar că orice proiect în care infrastructura verde-albastră este promovată și avem râul Bega și cred că orice proiect prin care spațiile verzi și infrastructura albastră sunt prioritare, sunt binevenite. Tu locuiești acum în București. Este din nou un oraș foarte poluat, tocmai din cauza mașinilor. Vedeam și în această vară și la ei, ca și la Timișoara, problema lipsei de vegetație care să ofere umbră și să mai scadă puțin din temperatură, mai ales când este caniculă. Cum le-ai compara cele două orașe? O să fii surpriză și tu, o să fie o surpriză și pentru tine și pentru telespectatorii voștri, că de fapt ceea ce contează cel mai mult este eficiența clădirilor publice sau private când vorbești de poluare, pentru că sunt cei mai mari emițători de CO2. Traficul și transportul sunt undeva pe locul 2-3 poate. Deci în primul rând, ca să respirăm un aer mai curat, ar trebui să avem clădiri mai sustenabile. Și aici e clar că vorbim și de clădiri publice, dar și de clădiri private. Pe clădirile private ar fi mult mai bine ca toate investițiile să țină cont de normele de sustenabilitate și de producere, de a produce curent prin mijloace alternative. La clădirile publice, la fel, există o grămadă de fonduri care stimulează ca viitoare proiecte pe clădiri publice să fie generate prin energie alternativă. Transportul, da, este unul dintre poluatori. Lucrurile, repet, s-ar putea face prin două sau trei chestiuni ce țin de un master plan de transport public care să fie integrat și care să știi că tu, ca și cetățean simplu, poți să lași mașina acasă ca să mergi din punctul A în punctul B și ajungi în 15 sau 20 de minute din punctul A în punctul B. Adică lucrurile astea nu poți cere unui cetățean să-și lase mașina acasă și să se plimbe cu un tramvai care, nu știu, în București, de exemplu, riscă să se dărâme sau nu există aer condiționat. Adică avem și noi de 60 de ani. Din moment ce nu ai condiții în transportul public, nu poți să ceri cetățenilor. Din moment ce nu ai piste de biciclete, nu poți să ceri cetățenilor să lase mașina acasă să folosească bicicleta. Că probabil în București, dacă folosești bicicleta, riști să dea mașina în tine. Și atunci, cumva, ar trebui lucrat în paralel la aceste lucruri, unul la mână la acest master plan de turism, de transport sustenabil prin care mobilitatea să fie ca un serviciu în Uniunea Europeană, se cheamă Mobility as a Service și care include toate mijloacele de transport generate de o administrație și aici mă gândesc și la biciclete și la trotinete și la tramvai și aici Timișoara stă foarte bine pentru că e singurul oraș din România care are 5 mijloace de transport în comun. Ele cred că trebuie să fie conectate mai bine și trebuie cumva puse în cadrul unei platforme astfel încât un cetățean, dacă utilizează acea platformă, să zicem o aplicație, să știe că... Să-și poată planifica traseul foarte exact. Exact. Și doi la mână ar veni cu partea de awareness și cu partea de campanii de comunicare și de ce e bine să folosim transportul în comun, de ce e bine, pentru că cetățenii încă...
au o cultură a mașinii și va fi greu într-un stat ca România, ca cetățeanul să renunțe la mașină și atunci cred că ar trebui să se meargă pe aceste două mari planuri, unul de comunicare, educare al utilizatorilor de mașini și doi, cel de efort din partea administrației pentru a crea niște soluții pentru cetățenii care vor să lase mașina acasă. Și trei la mână, poate ar fi bine să ne gândim și la unele îmbunătățiri ale șoselelor sau să zic ale spațiilor care pot fi, adică trendul în Europa de vest este acela de a dărâma parcările pentru mașini și de a crea spații pentru oameni, de a face cât mai multe spații pentru comunitate, de a face orașul cât mai prietenos pentru pietoni și nu pentru mașini. Ori lucrurile astea la noi în România nu se întâmplă. Sunt puține orașe în care lumea conștientizează că pietonul este, de fapt, nu prea există orașe care conștientizează acest lucru. Tu ca pieton sau biciclist ești pus într-un continuu pericol în relația cu cel care conduce mașina și atunci e vorba despre pur și simplu obligativitatea din partea administrației la astfel de măsuri. Pentru că atunci când faci un proiect, de exemplu, cum a făcut la Reșița, primarul din Reșița, de a schimba 5 străzi și le-a construit în stil de Olanda, ca să zic așa, și-a asumat politic lucrul ăsta și în prezent, în continuare există cetățeni nemulțumiți de faptul cum au fost planificate acele străzi, care au piste de biciclete. Probabil șoferii. Exact, șoferii. Dar fără asumare politică nu poți face niciun proiect de dezvoltare sustenabilă și trebuie să te gândești că tu faci proiectele astea nu pentru generațiile actuale, și pentru generațiile care vin. Și atunci trebuie să-ți asumi acest lucru politic și să duci o bătălie, dacă e să zic așa, cu decidenții și cu parte din oamenii de comunitate, astfel încât să înțeleagă că astea sunt trendurile și orașele trebuie să se alinieze la aceste trenduri. Vorbeam că ești în legătură cu autoritățile din Timișoara. Îți par pregătite să își asume astfel de proiecte? Pentru că în ultimii ani în Timișoara s-a investit foarte mult în asfalt, în benzi de circulație auto. Acum, dacă noua administrație preia acest model de dezvoltare urbană cu de shared space despre care primarul Dominic Fritz vorbește foarte mult încă din campania electorală, crezi că e pregătită administrația să și implementeze aceste proiecte? Cred că lumea trebuie să înțeleagă că dezvoltarea nu se face în 4 ani de zile, ci se face în cicluri financiare de 7 ani, că de aia și Uniunea Europeană funcționează pe cicluri financiare de 7 ani. Cred că administrația publică, în general, atunci când este nou numită, ca în cazul Timișoarei, are nevoie de puțin mai mult timp. Decât un singur mandat, am înțeles. Un mandat. Sunt ferm convins că toate mandatele tinere din România își doresc acest lucru, dar au nevoie de mai mult timp și au nevoie de echipe care să le susțină proiectele și au nevoie și de unanimitate în Consiliul Local. Adică e o bătălie pe mai multe planuri. Nu poate un primar să facă singur, de unul singur, tot ce se întâmplă într-un oraș. Dar mai mult ca sigur că din ce în ce mai multe administrații înțeleg aceste trenduri și vedem în unele orașe ele se aplică, cum e Cluj, Oradea, Reșița. Vedem alte orașe care se chinuie să aplice, cum e Timișoara și Brașov. Dar cred că mai e nevoie de timp. Nu se poate. Dezvoltarea nu se face într-un mandat de primar, asta e sigur. Vorbeai de pistele de biciclete și aici este o întreagă discuție. Cum ar trebui ele, de fapt,
construite sau, mă rog, amenajate, pentru că în Timișoara s-au făcut foarte multe, trasate pe trotoare, pe niște trotuare înguste, unde numai încap două persoane și un biciclist, sau unele dintre ele sunt atât de înguste încât nici măcar nu încape ghidonul de la bicicletă. Însă ele au fost trecute ca și număr de kilometri, bifate, dar bicicliștii se plâng, pietonii se plâng. Cum e dincolo? Care sunt standardele pentru construirea unei piste de biciclete în oraș? Cred că pistele de biciclete n-au ce să caute pe trotuar. Cred că pistele de biciclete sunt făcute pentru a lua din stradă, astfel încât strada să fie împărțită între automobil și ciclist. Problema e că la noi în România se circulă foarte rapid în oraș. De exemplu, în Amsterdam am fost de curând și în Amsterdam va băga restricție în tot orașul 30 la oră. Deci dacă te vei plimba cu mașina prin Amsterdam, nu vei conduce mai mult de 30 la oră. Deci va fi mai avantajos să circul cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun dacă te grăbești? Oricum în Amsterdam e mai avantajos să faci asta și toată lumea are câte 3 biciclete. O persoană are 2-3 biciclete, plus că există foarte multe business-uri de închirieri de biciclete. Tu ai un app și folosești închiriatul unei biciclete și plătești un fee lunar la acea companie de 15-20 de euro pentru folosirea unei biciclete timp de o lună, care îți face și mentenanța la ea în caz că în orașele civilizate și în țările civilizate se folosește bicicleta și pentru a te transporta din orașul X, orașul Y. De exemplu, lumea lucrează de la Utrecht la Amsterdam, se duce cu bicicleta la Utrecht până în gară, lasă bicicleta în gară, merge cu trenul de la Utrecht la Amsterdam, se dă jos și în Amsterdam se duce cu altă bicicletă la lucru. Ca să înțelegem cum e mobilitatea și nu doar în Olanda, ci și în țările nordice, în Copenhaga, în Suedia, că am fost de curând la Helsingborg. Dar și când te duci și respiri aerul de acolo, îți dai seama de diferența de aer și de calitatea aerului pe care o au țările respective față de smogul produs de mașinile, mai ales în intersecțiile mari din orașele principale. Cred că o să fie greu să ajungem la nivelul ăla. Oamenii au 50 de ani, dacă ziceam de 30 de ani înainte, la capitolul ăsta cred că e vorba de 50 de ani, pentru că au înțeles din timp, n-au trecut prin comunism, bine, sunt mai mulți factori, dar mai mult ca sigur că pistele de biciclete trebuie să rupă din spațiul pe care l-au mașinile. Oamenii trebuie să fie mai sensibili la bicicliști și în același timp bicicliștii să coabiteze cu mașinile pe aceeași. Ba mai nou am văzut un lucru pe care nu l-am văzut niciodată până acum în Austria. Contrasens, deci era un sens unic și pe contrasens puteau veni biciclete. Mi s-a părut nebunie să faci așa ceva în România. Deci era o stradă cu un sens unic în care mașinile puteau să se ducă, iar bicicletele puteau veni pe ambele sensuri. O mai mare mobilitate aveam pentru biciclete, da. Da, da, mi s-a părut puțin riscant dacă ne gândim la ce se întâmplă în România. Dar am văzut lucrul ăsta în Viena acum 2 săptămâni și este exemplu că se poate. Și pe lângă asta mă gândesc la înverzirea spațiilor din proximitatea șoselelor și bulevardelor, pentru că trebuie să înțelegem că praful și CO2 și tot ce elimină mașina pot fi sustrase cumva de aceste plante care poate costă mai mult, dar cumva expuse acolo la firul automobilului, ca să zic așa, mai răcesc puțin spațiul din proximitatea șoselei și cumva mai atrag și din dioxidul de carbon emanat și din praful care se strânge și cred că se poate vedea foarte simplu pe niște mostre cum arată aceste plante care practic nici nu trebuie udate. Sunt niște plante care pot fi puse și care reduc și amprenta de carbon, dar reduc și temperatura pe timp de vară.
Îți mulțumesc foarte mult. Din păcate nu mai avem timp să continuăm discuția. Poate te mai invităm în platou, mai ales când ajungi la Timișoara. Îți mulțumesc mult! Mulțumesc frumos de invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Emisiunea a ajuns la final. Ne revedem mâine seară de la ora 18 la Jurnal. O seară excelentă tuturor! La revedere!